Mama Geta îi dă o replică usturătoare marei bănică, după scandalul monstruiscat, atât o duce capul. Ce mesaj dur a transmis când a văzut declarațiile jurnalistei din mediul online? Mama lui Culiță Sterp a reacționat dur după ce Mara Bănică a vorbit despre ea și familia ei pe internet. Scandalul dintre Mara Bănică și întreaga familie Sterp este departe de a se încheia. Acuzațiile pe care jurnalista le-a adus fraților Sterp și mamei lor i-a făcut pe toți membrii familiei să reacționeze. După ce cântărețul de manele a anunțat că o va da în judecată pe Mara și mama acestuia a făcut declarații la adresa vedetei. Totul a început de la afirmația pe care mama Geta a făcut-o despre fiul ei. Culiță, spunând că nu bagă mâna în foc că acesta ar fi un bărbat fidel. Ulterior, Mara Bănică a publicat un mesaj pe care iubita lui Culiță l-ar fi trimis în legătură cu soacra ei. Mai mult, jurnalista a făcut și o postare în mediul online, acolo unde le-a adus mai multe acuzații membrilor familiei Sterp. La scurt timp după toate aceste lucruri apărute pe internet, mama lui Culiță Sterp a avut o reacție tranșantă la adresa Marei Bănică. Sunt la piață, nu pot vorbi. În cazul Marei Bănică, ce să spun decât că atât o duce capul? Atât poate. Atât pricepe ea, a declarat mama Geta pentru Viva Ro. Culiță Sterp și Mara Bănică se întâlnesc în instanță. Văzând declarațiile Marei Bănică de pe rețelele de socializare. Culiță Sterp a luat foc. Cântărețul de manele i-a transmis jurnalistei un mesaj public, chiar în secțiunea de comentarii de la una dintre postările acesteia, spunând că toate afirmațiile pe care aceasta le-a făcut la adresa familiei lui sunt false și că o va da în judecată. Doamna Mara Bănică, cine sunteți dvs și ce vă reprezintă de vă permiteți să vorbiți așa despre familia mea? Să aduceți acuzații atât de grave și de false, mai false și mai nereușite decât operațiile dvs. Plus de asta vă permiteți să faceți conversații false între dvs și Daniela, nu vă e rușine. Nu știu dacă știți, dar eu recent am mai câștigat două procese cu televiziunile la care lucrați dvs. Ce mai e un proces în plus și cu dvs? O să ne vedem în instanță pentru toate afirmațiile grave și false pe care le a adus la adresa noastră. I-a transmis cu liță sterp marei bănică pe rețelele de socializare.